cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mor. Bună dimineața, oameni buni! Două lucruri înainte de a prezenta invitații și de a intra direct în emisiune, asupra cărora aș vrea să insist la început. De ieri am reluat jurnalul de știri naționale, în fiecare seară de la ora 20. O să-l punem și în reluare după emisiunea Cafeaua de dimineață, cam la jumătate de oră, de spunem la ora 10 dimineața. Acesta este un fapt pe care vreau să-l amintesc. Al doilea, că după emisiunea de luni dimineața, în care a fost domnul președinte George Lazar aici și în care a discutat despre o relație mai tensionată, contondentă, cel puțin la nivel de vorbe, cu Mugur Cosmanciuc, au apărut tot felul de reacții în rețele de socializare. Eu aș vrea doar să precizez că în politică apar tot felul de lucruri de genul acesta, dar ele trebuie tratate de cele mai multe ori cu calm și cu deferența necesară pentru ca să nu se iasă din matcă. Acum trecem la ordinea de zi, ca să-l cităm pe un celebru poet și organizator de cenacluri în România. Deci am anunțat de ieri, invitații de astăzi sunt cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Neamț, domnul Dragoș Chitic. Bună dimineața, bine ați venit și revenit într-un platou la noi de televiziune. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Bună dimineața pentru toți cei care ne privesc. Și domnul Adrian Păduraru, care a mai fost relativ de curând într-o emisiune. Bine ați revenit. Bună dimineața tuturor, bine v-am găsit. Mă bucur să ne bem cafeaua în această dimineață împreună. Acum, cum să vă spun eu, suntem într-o emisiune cumva telefonată, așa că suntem la început de an și este obligatoriu pentru mine să întreb un lucru. Cum va fi bugetul? Că bănuiesc că... Cum va fi bugetul? Și din perspectiva asta să ne dăm seama cum va fi anul. Și că asta e începutul de an. După care vom intra în câteva probleme de amănunt, cât se poate de amănunt, și în probleme care, bineînțeles, interesează opinia publică. Deci, vă rog, cine începe să ne spună despre cum va arăta anul din perspectiva bugetară raportat la ce a fost anul trecut. Sau pe domenii. Eu n-am niciun fel de problemă. Cum doriți? Da, trebuie să menționăm faptul că, fiind în poziția de vicepreședinți, amândoi avem atribuțiuni pe anumite zone, evident colaborând între noi pentru a rezolva cât mai bine ceea ce avem în sarcină. Bugetul de anul ăsta nu are diferențe semnificative față de anul anterior. Asta nu înseamnă că e un buget care va fi suficient și va acoperi tot ceea ce noi ne dorim, dar fiind în momentul în care îl creionăm, putem doar să spunem ce avem la acest moment ca și informație. În momentul în care va fi o variantă definitivă, atunci putem să ne exprimăm mai corect despre cum va arăta acest buget. Eu, dacă m-aș referi la zona mea pe care o coordonez în cadrul Consiliului Județean, vreau să vă spun că ceea ce îmi doresc este ca pe acele domenii pe care eu le coordonez să avem asigurate bugete suficiente, astfel încât să ne realizăm ceea ce ne-am propus. Și aici am să enumăr pe scurt zonele de care răspund. Vorbim despre Serviciul Public Salvamont, vorbim despre Parcul Național Ceahlău, vorbim despre Societatea Troleibuzu și Asociația Urtrans, vorbim despre Societatea Drupo și despre Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț. Dintre toate cele enumerate, pentru mine, ca prioritate, este spitalul,
Un lucru este evident, de altfel. Nu numai pentru dumneavoastră, domnul Chitic, da. este o prioritate pentru toată lumea. Da, pentru mine, în calitatea pe care o am de vicepreședinte care coordonează această activitate, dar vreau să vă spun că este o prioritate și pentru Consiliul Județean, Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, și vom găsi soluții să alocăm sumele necesare pentru a realiza ceea ce ne-am propus pentru acest an. Și în momentul în care vom ajunge la acest subiect, voi dezvolta ceea ce ne dorim să facem. Domnul Pădurariu, pe partea dumneavoastră, pe culoarul dumneavoastră, ca să spunem așa, cum se stă cu bugetul? Da, multe din responsabilitățile mele vizează partea tehnică a Consiliului Județean, sintetic vorbind, partea de proiecte și mai multe instituții în subordonare. În primul rând, trebuie să acoperim cheltuielile de funcționare ale acestor instituții, dar avem nevoie foarte mult să ne rămână o sumă suficientă și pentru partea de proiecte. Deocamdată veniturile care le-am primit de la finanțe sunt un pic mai mici față de anul trecut. Avem de acoperit o creștere cu salariile, o cheltuială cu salariile de 5%, mai ales pe zona de GSPC, presiunea se pune foarte mult, pentru că sunt trei unități, trei centre de adulți care vor intra efectiv sub cheltuielile noastre din acest an. S-a terminat perioada aceea de finanțare. Perioada de implementare ale proiectelor. Până acum salariile au fost plătite prin POSDRU. E vorba de Dragomirești, Pipiric și Centrul pentru Persoane cu Dizabilități Roman. Iar de la 68 de milioane cheltuieli cu salariile anul trecut, anul acesta ar fi un necesar de 98 de milioane. Auleu. Deci, doar pe partea salarială presiunea. Mai sunt multe conformități de adus, au fost niște planuri de control, niște măsuri luate în urma controlelor de vara trecută și acolo nevoia de investiții este foarte mare în aceste centre. Bun, acum, din câte am înțeles eu, s-au făcut niște schimbări și DGASPC-urile au fost acceptate de la, sau li se dă voie să angajeze personal, primez niște bani în plus. Deci, probabil că memorandumul lor a fost aprobat și, într-adevăr, mai e și un necesar de personal. Bine, acum la Dragomirești eu sper să fie personalul angajat și să mai aibă ce să facă. Eu cred că ei sunt, acum fac eu o paranteză anul dumneavoastră, cred că sunt unici în țară pentru că au reușit să organizeze un concurs fără să aibă personalitatea juridică. Da, asta este o altă poveste. Au făcut concursul cu două luni înainte de a avea personalitate juridică. Dar este o altă chestie, nu e treaba noastră, nu e treaba să fie sănătoși. Foarte bine că au reușit. Este o investiție importantă a Consiliului Județean la Dragomirești. Noi suntem mândri de acea investiție. La ora actuală funcționează 4 căsuțe, sunt 40 de beneficiari acolo și e importantă. Da. Alte zone unde mai cum stăm cu buget sau gata pe tehnic și pe chestia asta? Nu, ne interesează partea de cofinanțări de proiect, au fost prinse pe liniile de buget și pentru investiții de asemenea. Am o întrebare, cum stăm, și nu știu la ce așa, cum stăm, oamenii, domnul Chitic spunea spitalul, eu mai spun, mai sunt oamenii încă setați pe o problemă, apa. Eu știu că ei sunt societate, sunt așa, dar și Consiliul Județean în legătură cu investițiile în zona apei pe Preotești, aveți ceva pregătit din câte, parcă la un moment dat se spunea că fondul de rezervă. Noi am făcut o hotărâre de guvern, într-adevăr, pentru a fi aprobată această investiție prin fondul de rezervă. Am depus proiectul și la Compania Națională de Investiții, dar avem o promisiune și pe Angel Salini, pe economiile respective, să fim prinși în următoarea perioadă. Este o investiție care ar trebui demarată până în vara anului viitor și asta e preocuparea noastră. Ca să înțeleagă cei care ne privesc, un buget al unei instituții, cum este Consiliul Județean Neamț, cuprinde o componentă obligatorie. Trebuie să asiguri funcționarea. Cea de funcționare. Funcționarea, trebuie să asiguri cofinanțarea proiectelor europene, pentru că te-ai angajat să absorbe acești bani și ele sunt unele în implementare. Și rămâne o componentă relativ mică, pentru care discutăm ce facem cu acei bani. Și acolo trebuie o prioritizare a elementelor importante din județ.
Evident că bugetul Consiliului Județean nu poate asigura finanțarea pentru toate aceste lucruri pe care ni le dorim. Și atunci trebuie să apelăm la fonduri atrase din zona guvernamentală, rambursabile sau nerambursabile, sau din zona europeană în exercițiile financiare care se vor deschide, pentru că astăzi nu mai sunt exerciții financiare pe care să le accesăm decât pe diverse fonduri de finanțare, pe chestiuni punctuale. Despre asta discutăm și, într-adevăr, aducțiunea de apă de la Preotești este o prioritate pentru Consiliul Județean Neamț. Așa cum a spus și colegul meu, Adrian Păduraru, e o solicitare de finanțare depusă la Guvernul României, pentru care așteptăm, pentru că va fi extrem de important să realizăm acest lucru. Problema se va accentua acolo dacă nu se fac investiții, din două motive. Unul, pentru că acele conducte își intensifică gradul de uzură. Doi, fenomenul secetei se accentuează și se accentuează nu numai la Neamț, se accentuează, din păcate, în întreaga țară și în întreaga lume. Da, acum, chiar dacă nu o să intrăm în subiectul Consiliului Județean, eu am auzit și nu știu, de asta întreb, probabil că dumneavoastră ar trebui să aveți informații, cum că în luna martie, la 1 martie, Romanul va trece pe apa vitală. Bun. Ați auzit ceva de genul acesta? Eu am să vă răspund și eu, probabil și colegul Adrian Pădura, dacă dorește. Dacă e să glumim puțin, spuneam cuiva că dacă prin absurd în toamnă ar câștiga Consiliul Județean PNL, probabil va reveni la apa sărb, ca să glumim puțin. Deci suntem într-un an electoral, este un subiect tratat pur politic. Apa Vital, astăzi, are un preț la apă mai mare decât compania Apa Sărb. Și în momentul în care s-a pus prima dată povestea, prețul final era mai mare cu câțiva bani. Nu, da, eu știu la momentul în care și eu, când eram primar la Piatra Neamț, luam în calcul această variantă, prețul era mai mic. La acel moment, probabil că investițiile care trebuiau făcute făceau ca prețul să fie mai mare. Deci nu cred că la 1 martie se va întâmpla acest lucru, pentru că e o întreagă procedură de parcurs. Nu cred că lucrul acesta se poate întâmpla până vor trece alegerile locale. Deci eu o văd ca o chestiune strict electorală, într-un an în care sunt alegeri foarte importante, inclusiv la România. Nu, eu am insistat pe subiectul ăsta. De ce? Pentru că mă gândeam la implicațiile pentru Apa Sărb. Pentru că ei merg pe un proiect, Roma nu este în momentul ăsta, trebuie să recunoaștem, cel mai mare client pe apă, pentru că ei au acolo. Da, și atunci eu nu mai știu un alt județ în care să existe doi furnizori. Poate că există și nu știu. Mai există, mai sunt. Dar da, nu cred că e o chestiune firească să existe doi furnizori de apă într-un județ. Mai există, pentru că s-au extins cei de la Constanța, Raja, s-au extins în mai multe județe, chiar și cei de la Iași mai lucrează prin Vaslui acum ceva și prin alte părți. Da, vom vedea. Bun. Acum, deci nu sunt mari modificări, dar haideți să le luăm pe bucăți. Spitalul. Noi am făcut o știre cu dumneavoastră și ați spus acolo cam atâta e, asta vrem să facem. De la știrea respectivă până acum s-a mai produs vreo mișcare, au mai venit niște cereri. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu ATI-ul? Că asta este. Și ce au fost autorizați să funcționeze? Da, știrea este, cred că, de săptămâna trecută. Timpul acum a fost foarte scurt ca să mai se producă modificări, pentru că era o chestiune generală. În câteva minute am încercat să prezint situația de la spital. Bun, despre spital se poate vorbi foarte mult, o să încerc să sintetizez esența problematicii care este acolo. Să reamintim faptul că în urmă cu două luni a fost o demisie a managerului și am pornit pe un drum nou, am spus noi, cu o nouă echipă managerială. Am primit și eu coordonarea acestui obiectiv din partea Consiliului Județean și m-am implicat mai mult în această problemă. Practic, în cele două luni de zile, uneori având chiar întâlniri zilnice la spital și deplasări, am reușit să identificăm
foarte rapid, pentru că acolo nu-ți permiți să pierzi timp. Vorbim despre un spital, vorbim despre sănătate, vorbim despre pacienți, vorbim despre probleme grave. Să extragem o listă cu problemele care trebuie rezolvate și am sintetizat eu această listă în patru domenii de acțiune și cred că ăsta este lucrul cel mai important și esența a ceea ce avem de făcut. Toată lumea din spital cu care eu discut a înțeles lucrul acesta și ne vom concentra în aceste direcții. În primul rând vorbim despre funcționarea curentă a spitalului, asigurarea utilităților necesare, bani pe care îi plătește tot Consiliul Județean. Trebuie să se știe lucrul acesta, că pe lângă sumele care le discutăm pentru investiții și alte cheltuieli, noi asigurăm și funcționarea curentă, utilității. Adică, haideți să spunem, curent apa, electric, curent, apă, gazul, curent electric, da, da, exact. Le plătește tot Consiliul Județean. Și nu sunt sume mici. Sume de milioane de lei. Ei, aici trebuie să existe o foarte bună funcționare, să nu existe sincope și trebuie toți cei din acest angrenaj să funcționeze cât mai aproape de zona maximă, pentru că vă dau doar un exemplu. În momentul în care am preluat coordonarea acestui spital, nu funcționa încălzirea, a scris și dumneavoastră, în spitalul vechi. Un lucru care pentru mine a fost de neînțeles. Eu n-am lucrat în zone în care să existe asemenea aspecte. Se știa din primăvară de faptul că țeava era spartă. În momentul în care a început să fie 3 grade afară, atunci cineva s-a sesizat, domnule, este să rezolvăm problema încălzirii. Și a trebuit să stau o zi întreagă acolo călare pe constructorul respectiv ca până seara să rezolve problema. Întrebare. Cu cel care se ocupa de tehnic în spital, v-a răspuns, bă, de ce acum și nu în vară? Da, e o problemă. Acolo nu vreau acum, în acest moment, să critic. Dar eu nu-i vreau de critic. Eu întreb dacă v-a răspuns la ceva. Da, e o zonă deficitară acolo, pe care va trebui să o corectăm. Deocamdată, cum să spun, vreau să cred că acel om se poate schimba și poate funcționa altfel. Haideți să-l credităm cu acest lucru pentru o perioadă. Dacă nu va răspunde așteptărilor noastre, atunci va trebui să luăm niște măsuri. Doar vreau să vă spun că a existat această problemă. Mai mult decât atât, a sesizat și dumneavoastră. Am stat cu constructorul până seara și a pornit apa în instalație. Cei de la spital mai trebuiau doar să aerisească un calorifer. Da, și n-au făcut. Deci asta vreau să spun. Adică, atâta lucru n-au reușit adică să facă. Asta este o chestie care, cum să vă spun, dacă la privat se întâmpla treaba asta, mă scuzați, ăla care trebuia să arisesc că era acasă, ăla care n-a sesizat cu... Știu, e greu să faci asta. Era a doua zi, pentru că era chiar weekend, vineri s-a fost numit managerul, problema asta se întâmpla duminică și luni cu încălzirea. M-am dus la spital, nu știam pe acolo persoanele, am intrat în centrala termică să le spun că am vorbit cu constructorul și nu va pleca de acolo până nu va funcționa încălzirea. Răspunsul pentru mine a fost sugestiv despre modul cum funcționează spitalul. A fost răspuns de genul, n-ari cum. Așa mi s-a răspuns. N-ari cum. Deci n-ari cum. Bun, trecem peste asta. Am vrut doar să punctez ca să înțelegem cu toții cam cum era atmosfera în spital la momentul în care m-am dus acolo. Bun, vorbim despre cele patru direcții de acțiune importante. Această funcționare curentă o asigurăm noi din banii Consiliului Județean. Trebuie o colaborare și o implicare foarte bună din partea spitalului. 2. Vorbim despre componenta investiții, reparații curente, amenajări, pentru că este și componenta cea mai reclamată. Dacă ne amintim de adresa făcută de fostul manager și de emisiunea de la România Te Iubesc, această componentă, a modul cum arată saloane, unele saloane și anumite zone din spital, a fost de fapt cea mai reclamată pe lângă aglomerația de la oncologie. Și atunci această componentă ne-am implicat noi le facem aproape că treaba celor de la spital din zona tehnică, pentru că vrem să-i ajutăm și vrem să rezolvăm urgent această problemă în acest an. Vorbim de investiții de 8 milioane de lei. Pe zona de reparații, dotări, nu dotări, de, vorbesc de dotările în aparatură. Vorbesc de dotările alea care țin de zona ghiuvete, țevi și alte lucruri. Eu personal, de multe ori, inclusiv cu colegul Adrian Păduraru, am mers în spital, în zonele care au fost reclamate că au probleme,
cu personal tehnic, am notat toate aceste probleme și a rezultat o listă care însumează o intervenție în primă urgență de 8 milioane de lei. Aici trebuie să menționăm faptul că 2,8 milioane din acești bani au venit din alocările parlamentarilor. Da, de asta chiar am dat o știre. Deci da. Parlamentarii PSD de Neamț. Parlamentarii PSD de Neamț au dat suma aceea care îi se cuvine, care o primește fiecare parlamentar sau aloce. Dar pe ceva. Asta vreau să menționăm că inclusiv dumnealor au înțeles foarte bine că spitalul este o prioritate în acest an și vreau să punctez faptul, ceea ce spuneam la început, că e o prioritate pentru toți cei care suntem implicați în această zonă. N-aș vrea să vorbim numai despre spital, dar vă mai întreb două lucruri punctuale. Unu, s-a primit acea autorizație de funcționare în decembrie? Da. Deci s-a primit. S-a primit. Era o de problemă, era o problemă foarte importantă. Contra cronometru și credeți-mă, a fost o muncă de echipă și am apreciat faptul că doamna manager a spus lucrul acesta. E rezultatul muncii unei echipe. Bun. Și nu a unei persoane. Și ce șanse sunt ca ATI-ul să se mute foarte curând și ca partea de jos, ATI-ul actual, modular, să fie folosit? Ca să fie informația corectă despre ASF, autorizația de funcționare, este cu un plan de conformare, evident. Absolut, trebuie să faci niște lucruri până, adică nu ți-o dă, că nu avea cum să ți-o dă altfel. Evident. Da, despre ATI este a doua componentă importantă, sau aș spune poate chiar prima din cele trei menționate de fostul manager. Pentru că fostul manager, când și-a dat demisia, a menționat de fapt trei probleme. Problema aglomerației de la oncologie, problema investițiilor începute și nefinalizate și problema guvernamentală care n-a sprijinit suficient cu fondul spitalului județean. Din punctul meu de vedere, nu s-a insistat din partea spitalului. Legat de ATI, ATI-ul care a ars, vorbim. Da, acolo, da. Eu sunt un crezător, așa cum merg lucrurile în acest moment, că undeva în primăvara acestui an, poate începutul verii, sunt multe lucruri de făcut acolo, acel ATI va fi finalizat ca și amenajare, urmând să punem în practică scenariul pe care l-am gândit. Cu oncologia. În sensul de a scoate, scoate ATI-ul din spitalul modular și a-l muta în locul lui inițial, a muta pacienții oncologici, cel puțin cei pentru internarea de zi, pentru că acolo este aglomerație în zona spitalului modular, și a rezolva această problemă de aglomerație. Și nu numai aglomerație, modul în care faci tratamentul propriu zis, că nu e normal să te duci să faci o perfuzie, să stai cu mâna pe... Dacă mai avem timp, o să continuăm, să nu manipulăm. Asta vreau să spun. În mod normal, pentru spital ar trebui făcut o emisiune separată, să vină și doamna manager și să putem discuta. Aș rămâne tot la spital, pentru că un alt proiect important care se implementează în acest an este reducerea infecțiilor nozocomiale de la spital. Eu credeam că îmi spuneți de spitalul nou. De euro. Achizițiile din proiect au fost împărțite în 8 loturi. La 5 dintre ele suntem în momentul de față la evaluare de oferte. De asta am spus că e o muncă de echipă. Și nu normal că investițiile vin... Da, pentru că Adrian cu partea de investiții vine în completarea ceea ce rezolvă. Ce valoare au aceste... Proiectul este de 5 milioane de euro. 5 milioane de euro? Da. Wow. Mai un proiect pe digitalizare. Este un proiect pe digitalizare. Bine, asta cu digitalizarea... Și sperăm să mai fie și altele. Bun, acum întreb ca unul care merg prin zona respectivă. Ce se va întâmpla cu UPU în perioada următoare? Pentru că unul din lucrurile pe care toată lumea le vede și le știu și medicii și le știu și asistenții, UPU este supraaglomerat. Nu știu cât personal le mai trebuie, dar nu cred că problema este neapărat acolo, ci problema este, le trebuie și personal, bineînțeles, de spațiu. Bun. S-a pierdut acel proiect, mă rog, nu mai discutăm, nu mai revin acum. Ideea este, există ceva în plan pentru UPU? Bun, aici sunt multe aspecte de discutat. În primul rând, faptul că spitalul județean se numește de urgență din Piatra Neamț. Aici mă duc spre zona UPU. Urgența înseamnă UPU. Asta am zis. Spre deosebire de Moinești și Buhuș, care ni se tot dau exemple. Alea sunt succes. Spitale sunt de spitale de orășele mici, da. În care nu vin urgențele dintr-un întreg județ. Din județul Bacău se duc la spitalul de urgență din Bacău, majoritatea urgențelor. Ei, asta
e una dintre problemele care ne diferențiază, faptul că UPU de la Piatra Neamț este accesat de aproape întreg județul Neamț. Despre asta vorbim, nu doar de Piatra Neamț. Doi, pentru mine și pentru noi, UPU reprezintă o prioritate pentru că, într-adevăr, au venit foarte multe semnale negative de acolo, unele îndreptățite, unele neîndreptățite. De asta eu când mă duc la spital, doamna șef de secție de acolo, doamna doctor Pavlidis, mă și vede că intru și pe la UPU întotdeauna și rămâne surprins, doamne, de ce intrați și pe la UPU? Pentru că, într-adevăr, este punctul cel mai fierbinte al spitalului județean de urgență. Am primit Am primit multe mesaje pe o anumită problemă și vreau să văd un pic despre ce e vorba. De un alt aspect este faptul că tocmai din acest motiv, când parlamentarii PSD de Neamț s-au oferit să aloce o sumă la spital, m-au întrebat și le-am spus că zona prioritară este UPU și toți cei 2,8 milioane de lei s-au dus în acea zonă. Toată lumea a înțeles importanța zonei respective. Sunt mai multe aspecte care trebuie rezolvate. Un aspect legat de investițiile care trebuie făcute acolo și prin această alocare de 2,8 milioane de lei vom reuși să rezolvăm o mare parte dintre ele. Doi, este vorba de faptul că trebuie să ne gestionăm lucrurile mai bine acolo. Eu am fost și am discutat și mi s-a spus că sunt perioade foarte aglomerate. Personalul în aceste perioade foarte aglomerate nu este suficient și atunci este supra-solicitat din acest punct de vedere. Totodată, vreau să mai spun un lucru foarte interesant pentru mine și e bine să-l știm. Spuneam de momentul când a fost instalat noul manager, era vineri, eu sâmbătă, a doua zi, am fost la spital. N-am făcut poze, n-am făcut filmări, n-am făcut nimic. M-am dus strict pentru mine să văd exact cum arată o zi de sâmbătă la spitalul de urgență din Piatra Neamț. Cred că era o zi de sărbătoare, de câte mi-am amintesc, eu nu mai știu. 14 octombrie era Sfânta Paraschiva. Da? La ora 9 dimineața, la UPU, era liniște. Deci sâmbătă, pe 14 octombrie, de Sfânta Paraschiva, la ora 9 dimineață, la UPU, la Piatra Neamț, era ca la o pensiune. Erau 2-3 pacienți care stăteau, personalul relaxat, liniștit. Și am întrebat, dar ce se întâmplă? Și mi-a spus că sunt la biserică, oamenii vin mai târziu. Deci rețineți, pe lângă întrebare, pe lângă răspunsul ăla cu n-arii cum, și acest răspuns cu oamenii care accesează UPU sunt la biserică și vin mai târziu. Nu, reținut. Zic, cum adică UPU nu înseamnă o urgență medicală? Nu înseamnă că omul vine când are problema, nu vine după ce vine la biserică, la UPU. Și atunci e o chestiune care poate ar trebui și populația să o mai educăm într-un anumit sens, că uneori aglomerează zona de UPU nejustificat. Domnul Chitic, să vă spun ceva. Așa este. Oamenii se duc la UPU pentru că așa au fost obișnuiți și nu funcționează sistemul. Medicii de familie. Uitați-vă ce se întâmplă acum. Dar nu-i cazul. Medicii de familie acum, domnule, mi-au scăzut valoarea punctului unde? În special în orașe. Dar mai sunt și centrele de permanență rezolva probleme. Știți cum? Omul nu este, era obișnuit așa, să se ducă la policlinică, cum se cheamă acum ambulatoriu. Omul se ducea la policlinică sau la UPU. Centrele de permanență, ba au fost, ba n-au fost, ba... Astăzi sunt și sunt 7 în Piatra Neamț, din câte știu eu, sau erau... Promit să facem din nou o știre și să le popularizăm. Nu vreau să acuzăm populația, dar am vrut doar să dau acest semnal că apare și această problemă și dacă nu avem o urgență de zona UPU, e bine să accesăm centrele de permanență. Un alt aspect, din cauza aglomerației, în mare parte din timp, aparținătorii, cei care stau pe holul de așteptare, se plâng de faptul că nu au informații despre pacientul cu care au venit. Și această problemă încercăm să o rezolvăm. Avem deja mai multe variante pentru ca aparținătorul care stă acolo uneori zeci de minute sau chiar ore, pentru că așa este... 4 ore jumătate. Stați puțin.
stați puțin, uneori n-ar trebui să ne punem întrebarea de ce a durat 4 ore jumătate. Gândiți-vă că acei oameni, cadrele medicale, au o responsabilitate. Nu, se fac analize, trebuie să vină rezultatul. Nu, evident, asta e. Eu v-am spus doar de perioadă. Reacționează. Da. Ei, în acest interval, uneori aparținătorii nu primesc informații despre pacient. E o problemă reală pe care am discutat-o cu șefa de secție de la UPU și pentru care vom găsi soluții în acest an și le vom implementa. Totodată, eu nu prea vreau să vorbesc despre noul spital din Piatra Neamț, dar parcă nici nu se justifică să facem o investiție într-un nou UPU, care înseamnă milioane de lei ca și investiții, o nouă secție de primire urgențe, și să avem totodată un spital nou în Piatra Neamț cu un UPU modern. De asta, deocamdată, intervenim să facem funcțional ceea ce avem. Dacă la un moment dat se va trage o linie, se va spune, domnule, spitalul nou nu se va realiza, atunci vom aborda altfel problema spitalului existent din Piatra Neamț. Subiectul ăsta o să-l atingem într-o emisiune pe spital. Eu am o părere care e un pic diferită, în sensul că, domnule, o investiție în sănătate, spitalul ăla va termina în 5, 6 ani, 7 ani, 8 ani, nu putem 8 ani să nu investim în zona... Vreau să spun. Eu nu, aici nu mă refer nici la Curtea de Conturi, nu mă refer nici la altcineva că o să vină și o să spună. Nu, este o investiție în sănătate. Deci o nouă secție UPU nu s-a făcut sau este unul din cele 8 proiecte abandonate, da, pentru că s-a terminat programul de finanțare. Știu. Cineva nu și-a făcut treaba. Nu și-au făcut Dacă treaba mai mult. Dacă va apărea un program de finanțare pentru UPU, credeți-mă că eu sunt primul care asta voi vreau să spun, adică să nu se înțeleagă că, domne, da, blocăm că... Așa gândim, am discutat în echipă lucrul ăsta și asta e concluzia, da, pe care am tras. Bun. Tot la spital ne-am întors, ne-am învârtit și tot la spital am nimerit. Bun, haideți să vorbim un pic despre proiectele mari care există și după aceea sunt potopit cu întrebări pe un subiect care trebuie să-l ating, n-am ce face, dar după ce vorbim un pic despre proiectele mari. În primul rând, în perioada următoare vom recepționa mai multe din proiectele care sunt aproape finalizate la sfârșitul anului trecut și aici vorbim de drumul județean Borca Mălini, drumul Bicaz... Se termină drumul Talienilor? Pe partea noastră de județ, da, și în primăvară și Suceava știu că lucrează în această perioadă și va fi un drum complet făcut până în luna iunie. Se va putea circula. Deci eu am fost printre ultimii care am circulat pe drumul vechi înainte de a începe lucrările. E o zonă splendidă și merită să fie... Asta a fost și gândirea, în primul rând, pentru a dezvolta zona respectivă din punct de vedere turistic, se constituie într-o nouă rută alternativă de a veni de la Suceava către județul Neamț și credem în dezvoltarea ei. Discutăm după aceea de muzeele de istorie, Calistrat Hoga și Casa Creangă, avem stația de pompieri de la Poiana Teiului, care urmează să fie recepționată, podul de la Secu, spitalul de psihiatrie de la Roman. Este aproape gata. Se termină spitalul de psihiatrie de la Roma? Da, nu-mi vine să cred. Adică eu speram încă într-o alocare suplimentară acolo. Adică... Au mai rămas câteva lucruri de detaliu. După aceea avem iarăși refacerea autobazei de la Trolebuzu. Aici Dragul știe foarte mult, s-a ocupat de proiect. Sunt 20 de autobuze noi care cele trebuie, mici, da, care au venit, au fost recepționate. Astea mici? Acum, astea de că sunt de 7 metri? De 10 metri. De 10 metri. Autobuze cerute pentru a circula prin cartiere, da, în locul microbuzelor. Ok, o să discutăm despre ADIU Trans și Trolebuzu. Da, suntem aproape în faza finală de obținere a tuturor autorizațiilor și vom semna contractul pe Angel Salini, de valoare de 142 de milioane de lei, cu 7 obiective care ne propunem în această primăvară să fie finalizate. Adică pe ce? Sunt drumurile județene, din porțiuni de drumuri județene. Da, ieri, îmi pare rău că nu am cum să mă deplasez la birou, mi-a adus cineva în emisiune și mi-a dat un mesager de acum 15 ani. Și pe paginile din mijloc era ceva referitor la Consiliul Județean, scris. Și acolo ce credeți că era în proiect la Consiliul Județean acum 15 ani? Drumul de la Borca spre Mălini, drumul de la... mă rog, vorbea de spital, de drumuri, drumurile astea și exact alea care sunt acum prin Dămuc spre Harghita,
și câteva de genul. Și mă uitam, zic, tătezi vechi și nouă state. Putem vorbi și de proiectul de câmp fotovoltaic de la Dragomireș, care suntem în studiu de oportunitate. După care avem... Ăla-i pentru centru sau e pentru... A fost aprobat, a fost primită lista de finanțare de la Ministerul Energiei. Nu, dar pentru centru de acolo se face... Sau... Pentru punctele, pentru consumul Consiliului Județean, unităților subordonate. Se ia pe ansamblu. Da, da, da. De asemenea, implementare sunt proiectele cu microbuzile electrice de transport școlari, 23 prin Ministerul Educației și 27 prin Fondul de Mediu. Am înțeles. Îmi vin tot felul de mesaje și trebuie să... Haide să închidem subiectul ăsta. Sunt întrebat așa. Mă întreabă o doamnă din Târgu Neamț, mă mai întreabă un domn, mă mai întreabă pe WhatsApp încă vreo patru. Ce se întâmplă, ce pot spune invitații dumneavoastră despre faptul că nu se mai premiază echipa de fotbal conform promisiunii făcute public? E vorba de premierea jucătorilor. Nu, nu e vorba de finanțare. Finanțarea echipei de fotbal. Da, deci de premierea jucătorilor pentru promovare, bănuiesc. Da, o să vă răspund și eu faptul că această premiere a sportivilor se făcea la sfârșitul fiecărui an. Anul 2023 a fost un an special, în sensul că a fost acea ordonanță a austerității care a blocat posibilitatea acestor finanțări. Asta e un motiv foarte deci clar. Deci nu s-a putut finanța la sfârșitul anului. Dar probabil s-a gândit cineva, hai să facem... Hai să facem distinție între premiere și finanțarea echipei. Premiere și finanțarea chestiuni diferite. Bun, finanțarea echipei se va face probabil pe 300... Pe 350, da. E altă poveste, dacă vor fi bani, fac proiectul și se pot duce. Pentru asta ar trebui să măriți sumele pentru 350. Să analizăm, da. Da, dar pentru premiere, probabil că era premierea de final de an pentru o performanță. Da, era un obicei, era o tradiție la Consiliul. Și nu s-a mai făcut. Premia, performanța sportivă nu s-a făcut. Și se mai face. Nu numai pentru jucătorii de fotbal, nu s-a făcut în general pentru și se mai face pentru sport acum. Permitea. O să analizăm în ce măsură legislația permite în acest moment, dar parcă e un pic nefiresc, adică era chestiunea care trebuia făcută pentru anul trecut, analizând din punct de vedere juridic dacă lucrul acesta se poate face. Eu ce vreau să vă spun, sesizez tot un fel de nuanță politică în întrebările care vin pe acest subiect din partea celor care ne privesc. În sensul că, și vă confirmă și Adrian, faptul că instituția Consiliului Județean și-a dorit din prima clipă să financeze clubul de fotbal Ceahlău. Am demarat toate procedurile necesare pentru a finanța echipa de fotbal pe căile legale posibile. Am explicat anul trecut faptul că nu s-a încadrat să primească suma de bani pe care o gândisem și o alocasem într-un motiv care le aparține, din păcate. A fost a o chestiune juridică. Da. Tocmai în acest scop. Au fost prinse sumele respective de bani. Deci insist pe acest aspect pentru că se pare că nu toată lumea a înțeles, deși am văzut o nuanță inclusiv din partea celor apropiați echipei de fotbal că au înțeles faptul că problema n-a fost la Consiliul Județean, ci a fost la echipa de fotbal, la clubul de fotbal, o problemă juridică. Înțeles că lucrurile acolo s-au rezolvat între timp. Așteptăm și da. Ne dorim să se fie rezolvat. Dar asta cu premierea, eu nu cred că își permite Consiliul Județean în momentul acesta să nu premieze niciun sportiv. Fac abstracție acum de fotbal. Avem sportivi buni, cu performanțe naționale. Și atunci, în momentul acela, nu cred că poate fi și ignorată performanța de a promova în Liga a doua, care s-a produs pe anul trecut. Că chestiile astea, că să vedem că nu-i așa... Pe legea 1447, fotbalul e cumva exclus. Dacă e să ne uităm la performanța sportivă. Da, eu sunt convins personal că promovarea Ceahlăului a fost o mare performanță. Dar nu se încadrează pe criteriile respective sportului. Eu altceva vreau să vă spun. Eu știu așa, cu experiența puțină pe care o am în relația cu autoritățile publice locale, că întotdeauna există niște categorii de funcționari care sunt obișnuiți să spună nu. Ăia sunt cei care sunt cu bugetul, cei care sunt, mă rog, așa, și din când în când juriștii. Eu vă propun ca la performanță, dacă tot premiați performanța, să mai faceți un premiu. Nu știu dacă la sport, dar performanța pentru cea mai bugetată
familie din județul Neamț. Dacă veți reuși să bugetați, să dați o premiu pentru performanța cu cea mai bugetată familie din județul Neamț, atunci probabil că se vor găsi soluții juridice, se va citi altfel legea și pentru fotbaliști și pentru alți sportivi. Nu vreau să insist foarte mult pe subiect, dar mie mi se pare de anul trecut până acum, așa cum dumneavoastră a spus că sunt niște... Mie mi se pare că există o frână în privința echipei de fotbal. Nu de la executivul Consiliului Județean. Și legea s-a citit cu niște ochelari care erau numai pe partea de nu. Nu și pe partea de hai să vedem dacă se poate. Și vorbesc nu de executiv, ca să fie foarte clar. Eu știu că s-a dorit să se premieze. Vreau să înțelegeți totodată și toată lumea să înțeleagă că în niciun moment nu vom eluda legea în această privință, mai ales că la Consiliul Județean există un trecut în care a fost finanțată echipa de fotbal și niște oameni au fost condamnați. Și la primărie. Și la primărie, evident, da. Și vorbim de sume destul de mari. Da, acolo era altceva. Aproape 1 milion de euro. Era altceva, dar poate că și din acest motiv e o atenție deosebită. Eu am înțeles. A declarat-o inclusiv președintele Consiliului Județean, doamna Sapte, a spus că niciun moment nu va încălca legea pentru a finanța o echipă de fotbal. Apropo de președintele Consiliului Județean, mă salută și bănuiesc că vă salută și pe dumneavoastră și îmi spune așa, nu uitați la investiții, axa strategică 70 de kilometri și drumul județean Bicaz, Ardeal, Toșoroc, Tulgheș. Acum una peste alta, eu aș vrea zilele următoare să aflu dacă se va mai face sau nu această gală de premiere a sportivilor. Bănuiesc că nu se mai face nici în cultură, nu se mai face nici în... Bun, acum vreau să știți că această ordonanță a austerității are măsuri care se aplică inclusiv în acest an. De asta trebuie, din punct de vedere juridic, analizat foarte bine. Pentru că sunt chestiuni care au fost prorogate ca și termen și nu mai intră în... N-au mai fost finalizate până la 31 decembrie 2023, așa cum a fost promovat. Deci, încă o dată vă spun și vă poate confirma și Adrian faptul, dacă juridic putem să ajutăm echipa de fotbal, o vom face și eu sunt convins că anul acesta echipa de fotbal va primi bani din partea Consiliului Județean. Ok, închidem. Aici o să revin eu într-o emisiune cu, și cu cei de la echipa de fotbal să vedem un pic cum se pregătesc pentru lucrul acesta. Haideți să vedem câteva lucruri. De APASEF nu mai discutăm acum, că e cu dichis acolo, nu știm încă ce se va întâmpla cu proiectul. Să vedem ce se va întâmpla la Roman. Amintați de autobuze. Eu am o întrebare care nu ține neapărat de cele 20 de autobuze și autobaza nouă care se construiește, că aia se construiește că trebuia, că n-ai unde să le ții și trebuie. Și astea micuțe bune că intră prin străzi. Eu vă întreb de altceva. Cum s-au adaptat autobuzele electrice la condițiile de trafic în iarna aceasta? Lucrurile stau bine sau nu? Da, a fost un pic complicat și încă este. Gândiți-vă că noi vorbim de autobuze noi care costă jumătate de milion de euro, da, bucata, și care trebuie să circule pe Bulevardul Traian și pe Bulevardul Decebal, ca să nu spun mai mult. E un pic complicat lucrul acesta și eu sper ca să se rezolve acest aspect, pentru că este nefiresc. Atunci când eram primar și am gândit acest proiect, a fost gândit în ansamblul lui de a avea străzi pe care să circule, străzi foarte bune pe care să circule autobuze electrice și să încurajăm populația să folosească aceste autobuze. Deocamdată n-am semnale de probleme tehnice, Eu vorbesc de adaptare, adică funcționează, bateriile duc, că, de exemplu, în Brașov au fost probleme la început, acum funcționează, merg. Sunt alte orașe în care s-au întâmplat chiar nenorociri, au luat foc. Da. Mă interesează, deci am avut probleme de genul acesta? Nu, bun. Adică să vi se spună dumneavoastră că nu... Deci, nu, în momentul acesta e puțin dificil să funcționăm cu ele, dar
N-am vrut nici să lăsăm autobuzele în garaj până vom implementa celelalte proiecte. De ce spun lucrul acesta? Odată, așa cum spuneați, străzile nu sunt conforme pentru a circula cu autobuzele noi. Sperăm că aceste proiecte să fie finalizate. Doi, nu este finalizată infrastructura necesară pentru încărcarea și mentenanța acestor autobuze. Hala de care vorbim cuprinde și stații de încărcare electrice. Stă autobuzul în hală și se încarcă electric. Ca să poată lucrul mea. Acesta nu se întâmplă astăzi. De asta uneori avem dificultăți și suntem nevoiți să mergem în paralel și cu autobuzele termice, pentru că am observat lucrul ăsta, de asta am întrebat. Da. Într-un final se va ajunge ca în orașul Piatnean să se circule numai electric, cu autobuzele. Deci vorbim doar de traseele care se încadrează în perimetrul orașului Piatra Neamț, nu vorbim despre autobuzele care accesează exteriorul orașului. Acolo vor fi termice. Dar pentru traseele din interiorul orașului Piatra Neamț vor circula numai autobuze electrice. Astăzi nu se poate din acest motiv că nu avem încă finalizată infrastructura necesară, este în lucru. Probabil am sesizat cu toții că apar în anumite zone din oraș acele ciuperci, sau nu știu cum să le zic, care au o formă destul de ciudată, dar sunt stații de încărcare rapide. Vorbesc despre școlile normale. Da, da, am văzut. Sunt stații de încărcare rapide pentru autobuze. Ei, în momentul în care vor fi finalizate acestea, autobuzul poate fi încărcat rapid și la capăt de linie. Cât stă în așteptare să plece înapoi pe traseu, se și încarcă. Astăzi nu se întâmplă lucrul acesta și atunci trebuie să le rânduim cu autobuzele termice sau să mergem în schimburi cu autobuzele electrice. O parte din ele stau la încărcat, o parte sunt pe traseu și așa mai departe. Dar cel mai important este că cei care folosesc aceste mijloace de transport moderne sunt mulțumiți de condițiile din ele. A fost în această iarnă încălzire, totul a funcționat din punct de vedere tehnic. Asta e important, să fie un confort cât de cât față de ce era înainte, până la urmă de asta. Și ele costă foarte mult. Chiar o să rog pe cineva, un specialist, să ne facă și un calcul al costurilor cu... Redevența se calculează în funcție de valoarea autobuzelor. Da, da. Și bănuiesc că redevența va crește substanțial. E lege, e formulă, n-ai cum. Dacă crește redevența, teoretic trebuie să crească și costurile pe consum, pe tot. Va fi destul de ciudat ca la nivel de costuri. În întreaga lume, transportul public de persoane este subvenționat. Deci nu, o firmă de transport public nu se poate încadra în prețul de 3 lei pe bilet. Este imposibil să reușești lucrurile. Mai ales în condițiile de acum. Mai ales în condițiile de acum și cu investițiile făcute. Și atunci este normal ca să fie o compensație, o subvenție, ca să fie mai pe înțeles, de aia se numește compensație, din partea instituțiilor publice, pe raza cărora se face transportul, pentru a suporta acest transport. Că altfel, dacă n-ar exista așa și ar fi un mediu piață liberă, să spunem, ar circula autobuz doar când are călători. În orele în care n-are călători, n-ați vedea autobuze pe stradă. Și atunci, din acest motiv, pentru că are și o componentă socială transportul public de persoane, el este, tariful pe kilometru este mai mare decât prețul biletului și diferența este suportată de Consiliul Județean, de primăriile partenere ale Adiurtrans în cazul nostru și, într-adevăr, această redevență va avea o influență și asupra acestui cost, dar nu o ducem pe călători, ci o ducem pe instituțiile publice care, la urma urmei, vor încasa acea redevență. Bun. Pentru că au făcut o investiție. Până la urmă, tot pe călători indirect ajunge, dar ideea este că atunci când se fac asemenea proiecte, eu am învățat să mă uit și la ce se întâmplă după. Noi nu prea vorbim despre ce se întâmplă după pe proiecte, pentru că proiectul generează ceva, dar generează și niște costuri, care costuri trebuie suportate și ele, în cazul acesta, vor fi destul de mari, zic eu. Trebuie să reamintim faptul că investiția, pentru că spuneam că e un preț enorm pentru un autobuz electric, aproximativ jumătate de milion de euro, investiția este realizată din fonduri europene, da, nereambursabile. Corect, așa doar este. 2% a fost componenta proiectului pentru Consiliul Județean. Da, domnul Pădurar, acum eu sar un pic, deci nu e direct Consiliul Județean, dar e Consiliul Județean. Spuneți-mi odată să mă lămuresc și eu. Cum stăm cu
drumul expres Piatra Neamț Bacău, că eu tot nu reușesc să mă lămuresc. Sunăm la Cânair, ne spune ceva, întrebăm la dumneavoastră, ne spuneți, noi ne-am făcut ce am făcut, cum stăm în realitate, ce șanse sunt ca odată studiul ăla de feza, prefeza... Studiul de fezabilitate, da. Acum se obține autorizația de mediu, a fost o consultare publică la... Am fost și noi la discuția respectivă și am văzut consultarea publică, deci... Da. Este un proiect al CNAIR-ului, contractul cu firma care realizează studiul de fezabilitate este al lor, noi avem un protocol cu CNAIR-ul de colaborare și de a-i ajuta în demersurile dumnealor, de a obține avizele cât mai repede. Pentru perioada următoare mai e nevoie de avizul de mediu. În general, tot ce a ținut de noi, noi am făcut. Pe 27 ianuarie anul 2022, deja noi am emis certificatul de urbanism. A fost o preocupare pentru noi să participăm la tot ceea ce însemna ședințele de progres din ultima perioadă, pentru a ne asigura că acest studiu de fezabilitate va fi gata cât mai repede. Cam ce înseamnă cât mai repede? Pentru că eu am înțeles așa, studiul de fezabilitate... A fost o prelungire de două luni, discutăm... Studiul de fezabilitate va fi atât de bun, au spus cei de la CNAIR, încât el va fi și proiect, adică va fi transformat imediat în proiect, nu mai trebuie să facă modificări. Da, la ora actuală, cam astea au fost cerințele CNAIR-ului din ultima perioadă, un studiu de fezabilitate este aproape ca un proiect tehnic, cu toate detaliile. Să știți că sunt întrebat, eu primesc pe telefonul meu tot felul de întrebări și asta este, dom'le, hai să vedem un pic, pentru că Piatra Neamț tinde să devină din ce în ce mai izolată, nu pe din cauze de genul acesta, nu mai ești racordat pe un traseu foarte rapid. Adică faci de la Piatra Neamț la Bacău o oră și... Plus avem limitări pe anumite poduri de pe exact. Naționale. E așa, apropo de poduri, am auzit că sunt vești bune dinspre zona DRDP. S-ați fost cumva informați? Va fi un buget destul de generos alocat pentru județul Neamț. Pentru drumuri naționale, da. Am înțeles că încep lucrări la podul de la Girov în sfârșit. Este predat amplasamentul din luna mai anul trecut către constructor. Bun, acum știți cum e, mai trebuia ceva. Așa cum vă spuneam, componenta guvernamentală joacă un rol foarte important și pentru spital și pentru multe proiecte din județul Neamț. E una din componentele activității Consiliului Județean de a insista la Guvernul României pentru finanțarea anumitor proiecte. Dacă DRDP a alocat un astfel de buget, să știți că este și în urma solicitărilor de emitere. Păi nu, de asta spun. Eu am vestea dinspre DRDP și chiar eram curios dacă lucrurile sunt așa. Pentru că și la ei e vorba de buget, se discută și la discuție am înțeles că Neamțul are un buget generos. Așteptăm să vedem concret valoarea și atunci putem discuta. Mai avem vreo 6 minute, răspundem la niște întrebări. Deci, în Consilia Județeană. Bună dimineața! Două întrebări, dacă permiteți, din partea unui cetățean. Dar e Consiliul Județean. Eu vă spun, nu vă dau numele, dar e Consiliul Județean. Spune-mi și cine. Cum s-a putut face, nu știu, cum s-a putut face premierea din partea Consiliului Local Piatra Neamț de fotbal, după ce lege s-a orientat ei? Și a doua, finanțarea trebuie dusă și către o echipă de volei sau handbal. Aici e vorba de premiere, se face confuzia. Premierea este a jucătorilor, finanțarea este altă poveste, dar în fac datoria. Orice proiect are două componente, oportunitate și legalitate. Am luat oportun și este. Oportun este, categoric, da. Din punctul ăsta de vedere. Acum trebuie să ne uităm să fim convins că este și legal. Am înțeles. A fost făcută în luna iulie, dacă nu greșesc, e un bar acestui an, când nu vorbeam de ordonanța austerității. Deci să spunem și chestiunea asta. Doi, faptul că menționează și aspectul pe care noi l-am primit ca și semnal de ce vă uitați numai la fotbal, are perfectă dreptate. În Piatra Neamț nu există numai echipe de fotbal. Există și alte sporturi care au nevoie de finanțare și atunci nu trebuie să favorizăm pe cineva în dauna altuia. Nu, trebuie să ținem cont totuși că fenomenul ăsta social numit fotbal produce
emoție, produce așa. Una este lucrul ăsta. Nu a produs emoție la legiuitor, să știți. Asta vă spun. Că la legiuitor... Dacă ar fi fost o zonă de finanțare clară, da, simplă, transparentă, era, bun, mult mai ușor. Haideți să mai spun ceva. Am văzut chiar zilele acestea, într-o seară la televizor, un politician important de România care spunea faptul că dacă ar avea puterea necesară, ar dirija banii pentru sport către sportul de masă, nu către sportul de echipă, pentru ca noi românii, noi cetățenii, să facem mai mult sport care ne ajută foarte mult. Ați venit pe terenul meu. Eu vreau să spun așa, eu dacă eram în locul celor de la club, dar nu sunt și nu mă bag, sau chiar în locul dumneavoastră, aș fi spus așa, băi, clubul ăsta de fotbal are niște performanțe la nivel de echipe under. Au avut performanțe. Acolo era clar că se pot găsi soluții. Acolo chiar se pot la echipe. Se pot găsi soluții de finanțare. Dacă ei a scăpat de finanțarea pe under, măcar o parte, și mai vin la 300 legea respectivă, ar fi un echilibru. Mergem mai departe, altă întrebare. Ce informații despre cofinanțarea Spitalului Județean de Urgență, scrie cofinanțare, Spitalul de Urgență nou. Adică dacă sunt, probabil că întrebarea era dacă sunt bani pentru cofinanțare. Că știți că a fost acea discuție. Este un proiect care se implementează în Consiliul Județean Neamț și în momentul în care va începe categorii se vor găsi bani de cofinanțare. Important este să reușim să-l începem. Apropo de asta, merg eu cu întrebarea mai departe. Era acel proiect care era cu finanțare, nu mai știu exact pe ce, pe PNDL, parcă, acela cu secția nouă, vreo 70 ceva de milioane de lei. Secția medicală. Pavilion medical, da, era pe PNDL. PNDL, dacă nu mă înșel. Da. Ce se mai întâmplă cu el? Că dacă ăla era construit, acum nu aveam presiunea asta pe... Vedeți că aici a tot fost o discuție făcută și se discuta dacă mare rost să fie făcut în curtea spitalului, pentru că și ăla durează. Și dacă era în 2018, cred că dacă era la acel moment, da. Deci era clar, evident, util. Dar dacă, să zicem că ne apucăm acum de el, va fi gata peste 5 ani, când avem spital nou în partea cealaltă. Deci, teoretic. Vedeți că e o discuție care trebuie făcută, plus că e o investiție foarte mare, care nu ne rezolvă rapid problema. Da, domnul vicepreședinte, eu vreau să vă spun așa, când construim ceva în curtea spitalului, dacă planurile sunt făcute, ce vom face cu această clădire după ce construim spitalul nou și am gândit că facem ceva, că doar rămâne acolo, e terenul acolo, și facem ceva cu ea și o construim de la început ca să o putem folosi și pentru altceva, atunci eu nu văd o contradicție în a face o secție nouă. Pentru că eu sunt convins că aici vor mai rămâne lucruri. Și sunt convins, bine, eu nu sunt convins că se va face spitalul foarte curând. Discutăm de 10 ani, dar probabil. Dacă se va face, actualul spital va avea o utilitate tot în zona medicală. Bun. Mai avem 2 minute. Ce n-am întrebat și trebuia spus? Da, nu știu, dumneavoastră știți mai bine. Întreb. Mai sunt lucruri care trebuiau anunțate acum, apropo de Consiliul Județean? Da, eu aș mai spune faptul că insist asupra faptului că vom avea transport complet electric în Piatra Neam. Sperăm noi până la sfârșitul acestui an. Sper să fie și proiectele primăriei implementate. Vreau să vă spun că avem un traseu foarte clar stabilit pentru spitalul din Piatra Neam. Rotițele au început să se miște și vom vedea în curând și rezultate palpabile. Veți afla chiar de spitalul, spitalul actual. Despre asta vorbesc eu. Veți vedea în curând chiar elemente care vor încânta publicul și nu doresc nimănui să ajungă acolo, dar dacă va avea o problemă medicală, vor fi mai mulțumiți decât sunt acum. Așteptăm. Și sunt încrezător că în acest an Consiliul Județean își va duce la capăt aceste numeroase proiecte pe care le avem și de care Adrian va vorbi. E un an plin de provocări, într-adevăr. Cel mai important este că la nivel de executiv al Consiliului Județean noi formăm o echipă foarte bună și ceea ce ne-am propus pentru acest an sunt convins că vom realiza. Eu vă doresc ca echipa să reușească să depășească orice piedică care mai
poate veni și dinspre zone din interiorul instituției, ca în echipă să puteți coopta pe toată lumea din instituție și atunci lucrurile sigur vor merge bine. Deci e o dorință sinceră din partea mea, vă spun cinstit, pentru că nu vreau eu acum să vă întreb, de exemplu, de ce nu s-au asfaltat pe Angel Salini niște lucruri și încă se mai caută și acum autorizații în toamnă și se fac în primăvară. Că nu vreau eu să mă duc spre zona aia să zic, a, uite, că se face că e an electoral. Eu știu că n-a fost an electoral și că s-a dorit în toamnă. Nu s-a putut, e altă poveste. De aceea vă doresc să aveți o echipă nu numai la nivelul executivului, ci și a componentelor din instituție și atunci lucrurile sigur vor merge bine. Mai departe de atât, așteptăm bugetul și după ce apare bugetul, sper să ne mai întâlnim, sper să ne mai întâlnim pe spital împreună cu doamna manager, să discutăm pe bucățele, că sunt atât de multe lucruri. Eu sunt potopit cel puțin de întrebări cu spitalul și am monopolizat oricum astăzi discuția. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mulțumesc. Oameni buni, nu uitați, jurnal de știri la ora 10, a fost și aseară la ora 8, încercăm și diseară, e destul de dificil cu știrile naționale, dar sperăm să ne descurcăm. Cele bune, sănătate tuturor!